O zi binecuvântată de Dumnezeu, frumoasă și ca aspect și ca vreme și încununată de cei doi miri care sunt în centrul atenției împreună cu nașii, cu nuntașii, cu părinții. Veniți în fața Sfântului Altar pentru a pune un început bun, așa cum face fiecare creștin, în această viață în care doresc să fie numai de acum singur, ci unul cu celălalt ca o familie. Despre dragostea care astăzi v-a adus aici pe voi doi în fața Sfântului Altar, trebuie să vă aduceți aminte în toate zilele vieții voastre. Această dragoste care vă unește astăzi, în mod normal și logic, n-ar trebui să se termine niciodată. Când simțiți nevoia apăsării păcatelor, care poate cu voie și fără voie le faceți, să vă întoarceți tot aici, să vă găsiți alinare, să vă găsiți iertare și să plecați mai departe, înseninați cum e cerul din ziua de astăzi. Dacă vă sunt de folos sfaturile acestea, să le puneți în practică și viața voastră să fie o zi luminoasă toată de acum încolo, cum e ziua de astăzi. Take me to church, showers, like a dog.